Bine v-am găsit! În ultimele două episoade am vorbit despre conspirația anti-Eminescu din anul 1883, care a dus la eliminarea lui din viața publică și am insistat asupra zilei fatidice de 28 iunie 1883, ziua în care Eminescu a fost pus în cămașa de forță. Dovezile pe care vi le-am prezentat arată cu claritate că marele geniu poetic și marele jurnalist a căzut victimă intereselor politice externe. Prin urmare, el nu a dispărut din viața publică pentru că a nebunit, după cum susțin ignoranții și detractorii săi. În episodul de astăzi vom merge mai departe cu povestea și o să vă dăm detalii despre ultimii săi ani de viață. Pornim la drum împreună cu scriitorul și jurnalistul Miron Manega, director editorial al revistei Certitudinea, purtător de cuvânt al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Eu zic să începem acest episod cu un scurt rezumat al biografiei oficiale a acestor ani, 1883-1889, anul morții lui Eminescu. Da, momentele esențiale care se vor regăsi în dezbaterea noastră. Păi hai să începem. Dar înainte de toate aș vrea să fac două precizări pe care nu le-am făcut în intervențiile trecute. Una este faptul că Eminescu, de-a lungul întregii sale vieți și cariere jurnalistice și poetice, așa n-a primit decât de două ori onorariu pentru poezie. Una a fost din partea lui Iosif Vulcan și a doua a fost din partea editurii Socet. Iosif Vulcan fusese prezent la Junimea în martie 1883. Se pare că atunci i-a încredințat Eminescu niște poezii pe care am să le și numesc, iar de-a lungul acestui an, adică începând din aprilie și până în noiembrie, le-a tot publicat în familie. Aceste poezii sunt S-a dus amorul, Când amintirile, Adio, Ce e amorul, Pe lângă plopii fără soț și Dacă. Iar al doilea onorariu l-a primit în 1884, după apariția celei de-a doua ediții de poezii Maiorescu. Și acum să derulăm ce s-a întâmplat pe parcursul anului 1883. La 12 august, Maiorescu este vizitat de George Eminovici și de Matei Eminovici, Eminescu ulterior, și-a schimbat numele. Au discutat ceva despre starea de sănătate a lui Mihai Eminescu, care era internat. Nu știm ce au discutat, nu avem nicio referință legată de asta. Singura ar fi putut veni de la Maiorescu, dar nu există. La 20 octombrie, Eminescu este trimis de prieten la Viena și internat în sanatoriu de la Oberdöbling. Era însoțit de Chibici Revneanu, de fapt urmăritorul lui. La 21 decembrie apare la Socek volumul cu poeziile lui Eminescu. Pe 1 ianuarie Eminescu este vizitat la Viena de Maiorescu. 1884, adică 1884, deja suntem în 1884. La 1 ianuarie e vizitat la Viena de Maiorescu și de vărul acestuia, Constantin Popazu. La 8 ianuarie se stinge din viață George Eminovici, iar la scurtă tatăl vreme după el, Eminescu. Tatăl lui Eminescu, iar la scurtă vreme, pe 7 martie, Nicu Eminovici se sinucide prin împușcare. Unul dintre frați. La 26 februarie, Eminescu părăsește sanatoriu și însoțit de Chibici, face călătoria recomandată recomandată spre Italia. Se întoarce la București pe 27 martie, iar în ziua de 7 aprilie pleacă la Iași cu același însoțitor, Chibici Revneanu. La 24 septembrie, Eminescu este numit în postul de subbibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași. În 1885 apare la Socek ediția a doua a volumului de poezii cu același conținut. Acum primește Eminescu de la Socek 500 de lei pentru acest volum. La 9 noiembrie 1886, este înlocuit
din postul de bibliotecar și se internează la, este internat de fapt la ospiciul de la Mănăstirea Neamț. În 1887, primăvara, Eminescu pleacă la Botoșan, la sora lui, Harieta, și este internat în spitalul local Sfântul Spiridon. 1888, Eminescu îi cere lui Maiorescu, atenție importantă, îi cere lui Maiorescu printr-o scrisoare recomandată să-i returneze biblioteca și manuscrisele rămase la București. În 1888, Eminescu îi cere lui Maiorescu printr-o scrisoare recomandată să-i returneze printr-un reprezentant biblioteca și manuscrisele. Manuscrisele care îi vor fi trimise la Iași. Maiorescu n-a răspuns niciodată acestei scrisori. Tot în 1888, Veronica Michele se duce la Botoșani și din surțele pe care le avem, eu nu le cred, l-ar fi convins pe Eminescu să vină să se stabilească în București. Cred că, de fapt, Eminescu voia să vină în București, o să vedem îndată de ce, iar Veronica Michele l-a însoțit. În 1888, Eminescu revine în București, în aprilie, toamna înființează Fântâna Blanduziei, o revistă care apare în 6 numere și începe colaborarea la România Liberă. Iar în 13 ianuarie publică acel articol fulminant care era pe punctul să dărâme guvernul. Restul se știe, am abordat în celelalte intervenții. Istoria oficială ce spune mai departe cu momentul morții și... Da, deci da, momentul morții, că a murit, mă rog, stop cardiac, dar nu se spune în diagnosticul morții care era cauza reală acestui stop cardiac. Ce este destul de limpede din varianta oficială a acestor ani, la o primă vedere pare că Eminescu a fost bolnav, a avut probleme, a ajuns la ospiciu, n-a mai opus rezistență, deci este clar că și-a acceptat soarta și boala și boala l-a dovedit și asta e povestea lui tristă, să ne fie milă, da, de el. Autoritatea lui publică s-a transformat în milă publică și asta i-a dus... I-a distrus imaginea de luptător. Nimeni nu l-a condamnat că ar fi avut sifilis, dar toată lumea știa că Eminescu are sifilis. Dar interesant, diagnosticul n-a venit de la spitalul doctorului Șuțu. A venit în 1886 de la doi medici ieșeni. Iulian Bogdan și doctorul Panait Zosin. Deci, în vremea lui, s-a justificat, printre altele, pe lângă nebunie, că ar fi avut și sifilis și că ăsta a fost unul dintre motivele căderii lui, nu? Pentru că sifilisul are o serie de simptome și care este realitatea? Pentru că sunt specialiști care au demontat această manipulare, această minciună, această discreditare până la urma lui Eminescu, da? Care au fost variantele? Deci pentru că izolarea problema... lui în afara spațiului public, asta era până la urmă. Că ce autoritate publică putea să aibă un ziarist, un sociolog, un sifilitic, așa, dacă nu era zdravăn la minte. Da. Ei, Eminescu a fost zdravăn la minte și se poate dovedi și prin faptul că cele mai importante poezii pe care le-a scris, cu excepția Luceafărului, care tot în 1883 a fost scrisă, finalizată și publicată în Germania. De fapt, traducerea ei a fost în limba germană și acolo s-a publicat prima dată. Și hai să și dovedim asta, nu? Să revenim la problema cu boala. Da. În primul rând să discutăm despre sifilis, pentru că astăzi o serie de detractori sau de ignoranți îl catalogează imediat. Dom'le, era bolnav de sifilis, asta e. Care este realitatea? Pentru că au fost două variante. Unul care ar fi avut sifilis congenital, adică moștenit din familie. Și a doua variantă, care ar fi avut sifilis pur și simplu luat de la prostituate de prin Viena, Berlin, pe unde a umblat el. De ce nu se susține nici una din aceste cauze? Să vorbim despre sifilisul congenital, presupus. Sifilisul congenital, dacă ar fi fost la unul dintre părinți, și acum ceea ce spun eu, au spus-o niște specialiști, mama lui Eminescu, Raluca Eminovici, n-ar fi putut să facă mai mult de un copil viu, pentru că afectează naștere. Se știe, se pare în mediul medical, că sifilisul congenital duce la, cum să zic, imposibilitatea de a face copii vii.
să zicem. Ceea ce nu este cazul, pentru că nu este cazul. Familia lui Eminescu a avut 11 copii. Da, deci... da, Raluca a făcut 11 copii. Iar dacă acceptăm varianta că a fost dobândit, cum spuneau ieșenii, că ar fi fost dobândit la Viena și la Berlin, unde ar fi avut relații cu femei de moravă rușoare. Nici asta nu se poate dovedi, pentru că Eminescu i-a fost tratat de sifilis în faza terțiară, mercur, cu, nu știu cum se zice, clorură de mercur. Ori asta numai în faza terțiară se aplică. Se aplica, aș mai fac o paranteză, deja în perioada asta Europa nu mai practica tratamentul împotriva sifilisului cu mercur, pentru că s-a dovedit că nu este eficient și are și efecte secundare cumplite. Problema este că ca să fie tratat cu mercur, ar fi trebuit să aibă sifilis în faza primară și secundară. Ori el nu a avut ce așa ceva. Ce înseamnă să ai sifilis în faza primară? Sunt niște manifestări, o să vedem în ce spun specialiștii. Iar primul care a deschis cutia Pandorei a fost neuropatologul Ovidiu Vuia de la New York. Iată ce zice Ovidiu Vuia într-o lucrare care se numește Despre boala și moartea lui Eminescu, apărută la New York în 1987. Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, cercetător științific, autor a peste 100 de lucrări din domeniul patologiei creierului, sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a suferit de Luez și nu a avut o demență paralitică. Asta așa spuneau cei de la Spitalul Șuțu. Pentru prima oară, un oarecare doctor, Iulian Bogdan, în 1886, ascunzându-și neștiința după o diplomă de la Paris, pune diagnosticul la Eminescu de alienație mentală produsă probabil de gome sifilitice pe creier și exacerbate de alcool. Îmi pare rău să o scriu, dar doctorul de la Iași scotea diagnosticele pur și simplu din burtă, deci din auzite și nu din observația bolnavului. Cercetarea lui în domeniu a fost continuată printr-o dezbatere organizată de mediul științific în 27 iunie 2017, încât s-a consacrat până la urmă adevărul că Eminescu nu putea avea sifilis. Iată ce spunea Irinel Popescu, președinte al Academiei de Științe Medicale și membru corespondent al Academiei. Între lunile februarie-iunie 1889, lui Mihai Eminescu i s-a administrat intravenos clorură de mercur la Institutul Șuțu și probabil că aceasta a fost cauza stopului cardiac care i-a provocat moartea. Părerea profesorului Irinel Popescu este împărtășită și de un alt specialist, Raul Neghină, de la Departamentul de Parazitologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Iată ce spune el. După ce am revăzut toate ipotezele medicale și simptomatologia, concluzionăm că a suferit de tulburare bipolară și a murit din cauza otrăvirii cu mercur, un tratament neadecvat administrat ca urmare a diagnosticării greșite cu sifilis. Spitalizat în locuri nepotrivite și tratat de medici incompetenți, a suferit nu doar fizic, dar și moral, murind prematur. În urma unei scrisori adresate prietenilor, el, Eminescu, pe bună dreptate, s-a considerat un om de sacrificiu, spunea Raul Neghină în lucrarea Controverse și dileme privind boala și moartea lui Specialiști Eminescu. De top din zilele noastre infirmă această teorie a bolii sifilitice în cazul lui Eminescu. Eu cred că aș putea să speculez cât se poate de justificat că de fapt cei care l-au îndepărtat au vrut să țină bolnav și cu probleme și atunci au inventat o boală care să justifice un tratament agresiv care se știa deja în vreme că creează probleme grave și a fost injectat din primele zile de după punerea lui în cămașa de forță până în finalul perioadei în care a mai supraviețuit, cei 6 ani de zile, a fost tratat greșit, dar eu cred că intenționat greșit,
pentru a-l ține bolnăvicios într-o anumită stare psihică. Un tratament care să nu se poată manifesta, public. Și iată, acest unul dintre medici spune că avea o tulburare bipolară. Hai să vorbim și despre asta, pentru că este evident că dacă Inescu avea o astfel de tulburare bipolară, care înseamnă trecerea de la o stare pozitivă la una negativă, brusc și aparent fără justificare, nu? Unul dintre simptome ar fi acesta, totuși el nu suferea de o astfel de problemă până în punctul în care să fie internat. Iar deci faptul nu a fost că... clinic, nu a ajuns să fie... el se mai internase, dar se interna pentru a se odihni, surmenaș. Pentru că era realmente surmenat, ceea ce confirmă și Ion Slavici în memorii, când spune că s-a vizitat la timpul și era atât de obosit și atunci a spus celebrele cuvinte: să scriu, să scriu, iar să scriu, să scriu de meserie, scrie-mi iar numele pe mormânt și n-aș mai fi ajuns să trăiesc. Era jurnalistul care lucra non-stop, nu poetul Mihai Eminescu. Așa, iar ca să continuăm cu ce au mai zis alții specialiști, să vedem ce a spus profesorul Călin Giurcăneanu, specialist în dermatovenerologie. Spune că era imposibil ca Eminescu să sufere de sifilis, analizând simptomele acestuia. Nici sifilis congenital, nici sifilis dobândit. Iar marele anatomopatolog, profesor universitar Nicolae Constantinescu, în lucrarea sa Bolile lui Eminescu, adevăr și mistificare, apărută în revista de politică, Științei și Scientometrie, spune așa: în privința sifilisului congenital, semnele apar până la 20 de ani. Mama lui Eminescu a avut, iată ce spuneam eu, 11 copii, a greșit aici. Ori sifilisul congenital permite cel mult un nou născut viu. În ceea ce privește sifilisul dobândit, pentru ca să intre în faza terțiară, Eminescu ar fi trebuit să aibă manifestări ale sifilisului primar, apoi ale celui secundar, caracterizat prin rozeole sifilitice, febră, dureri de oase și semne de nefrită cauzate toate de septicemia treponemică. Niciunul din aceste simptome Eminescu nu le-a avut. Deci, ipoteza sifilisului se exclude total. Și ce se mai exclude, și probabil că asta este dovada supremă, presupusa lui nebunie, demența, faptul că nu mai judeca bine, că nu mai era un om rațional. Pentru că atâta vreme cât cea mai mare parte sau mare parte a capodoperilor sale poetice au fost scrise în această perioadă în care detractorii și ignoranții spun că era un biet nebun, profunzimea, inteligența excepțională, genialitatea acestor versuri, acestor poezii, acestor capodopere, infirmă din această perspectivă teza nebuniei. Și Perpesicius, și George Călinescu, și Torouciu au spus că era imposibil ca Eminescu să mai scrie poeziile pe care le-a scris în această perioadă. S-au bazat pe diagnosticul care s-a consacrat, că avea sifilisul. A zis că este imposibil. Și atunci au perpetuat, fără să porni de la o ipoteză greșită, erau scrise, deși că și le-a amintit. Iarăși, da, că și le-ar fi amintit, care și asta nu se potrivește cu... Și hai să vedem ce poezie a scris Eminescu în perioada asta, începând din 1883, din iulie 1883. Ce e amorul, pe lângă plopii fără soț, și dacă, glosa, Oda în metru antic, iubind în taină, trecutau anii, Veneția se bate miezul nopții, cu mâne zilele ți adaugi peste vârfuri, somnoroase păsărele, de-or trece anii, lasă-ți lumea, te duci prin valurile vremii, în decembrie 1883. Ce te lege, la mijloc de codru, mai am un singur dor, doi adormi, nu voi mormânt bogat, iar când voi fi pământ, așa, criticilor mei, mai departe în 84, Diana și din noaptea, în 1885, Seara pe deal, La steaua, în 1886, în decembrie 1886 a scris La steaua. În 1887, De ce nu-mi vii, Camadeva, Serenada, iar în buzunarul halatului, după ce a murit, s-au găsit trei poezii, printre care n-aveau titlu, erau doar scrise, una dintre ele era Stelele în cer, titlul s-a pus ulterior. Se pare că a fost ultima poezie scrisă și a fost scrisă chiar în aceea zi.
stelele în cer deasupra mărilor, al depărtărilor, până ce pierd și așa mai departe și la sfârșit nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Deci, un om nebun, un om care nu mai era în deplinătatea facultăților mitale, nu putea scrie în condițiile acestei boli asemenea poezii pe care le-ați văzut. Cu excepția lui Ceafărului, care și a fost scrisă în 1883, finalizată în 1883, avem aproape toate capodoperele lui Eminescu scrise în perioada 1883-1889. Putem chiar să mutăm discuția în perspectiva destinului. Poate că destinul l-a protejat cumva, eliminându-l din viața publică, l-a forțat să-și dea măsura completă a valorii lui de mare scriitor, mare poet universal. În finalul emisiunii aș vrea să mai vorbim despre câteva lucruri. În primul rând să discutăm aspectul foarte important al morții lui, povestea cu piatra cu care a fost lovit în cap și înmormântarea, dar și despre ultima întâlnire cu Ion Creangă. În 1902, da. Deci ultima întâlnire cu Ion Creangă a fost cu ocazia dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași. Ce an? În 1883, în iunie 1883, pe 5 iunie, mai exact, la Casa Pogor, când Eminescu a citit Doina și a avut, cum să zic, a stârnit emoții extraordinare atunci. Aia a fost ultima întâlnire a lui Eminescu cu prietenii lui de la Iași. Creangă, Miron Pompiliu și toți ceilalți de la Junimea. De atunci, și ajungem în final. Ultimele lui zile, după ce a fost din nou îndepărtat din viața publică, după acel articol, am discutat în alte emisiuni despre acest eveniment din anul 1889, din la începutul anului, când Eminescu bulversează din nou viața politică de la București cu un articol scris sub pseudonim care aproape că a dus la căderea guvernului. Cei interesați, să spunem așa, află cine este autorul, lumea se relaxează, îl declară din nou Eminescu, deci nebunul și din nou... Da, dar presa a făcut scandal atunci. Mare scandal. Mă rog, a făcut scandal, s-a amuzat, pentru că Gună Vernescu, ministrul justiției, reiau un aspect pe care l-am mai abordat. În toamna lui 1888, când Eminescu a venit și când nimeni nu se mai aștepta, reintră în presă, fondează Fântâna Blanduziei și ca un omagiu adus lui Alexandrii, marele lui prieten din umbră, dând titlul publicației Fântâna Blanduziei, unde vei găsi cuvântul care spune adevărul. Deci combină titlul poeziei lui, piesei de teatru a lui Alexandrii cu un vers din criticilor mei. Dar când inima îți frământă dorul vii și patii multe și a lor glasuri, ta minte stă pe toate să le asculte, ah, atunci ți se pare că pe cap îți cade cerul, unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Dar aici spune, nu mai e întrebare. Fântâna Blandeziei, unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Bun, deci nimeni nu se mai aștepta, reintră în presă fulminant, ceea ce înseamnă că potențialul lui era intact sau aproape intact, dispare, din nou. Continuăm, dispare, aflăm despre... Se închide Fântâna Blanduziei. Se închide Fântâna Blanduziei, nu se știe unde dispare, aflăm după câteva luni că era la Mărcuța, a fost internat la Mărcuța și după care a fost adus din nou la Șuțu și aflăm iarăși despre el. Iar relatarea frizerului lui despre momentul în care acel nebun, Petre Poenaru, ceva nebun sau pus de cineva, nu se știe, dar un lucru e clar, când se plimbau prin curtea spitalului, Eminescu i-a zis la un moment, hai să ne plimbăm prin curtea spitalului și să te învăț Deșteaptă-te române. Și în timp ce îi cânta, cânta foarte frumos Eminescu, avea o voce extraordinară, în timp ce cântau a venit pe la spate acel nebun și i-a dat cu cărămida în cap. Asta m-a omorât, zice el, chemați doctorii. Au chemat doctorii, Cosmescu, așa-l chema pe frizer,
A spus că i-a murit în brațe. De fapt, i-a leșinat în brațe, era plin de sânge, îi se spărsese osul capului aici, undeva la ceafă. N-a murit atunci, era pe 30 mai. A fost internat, dus din nou în salon și au continuat să îi se injecteze mercur. Și când a murit? A murit pe 15 iunie, noaptea de 14-15 iunie, la ora 4 dimineața, de stop cardiorespirator provocat de intoxicație gravă cu mercur. Ăsta a fost diagnosticul. Și au reușit să omoare până la urmă, da, încet. Da. Deci n-a reușit nici nebunul cu piatra, cu cărămida. Sau ce n-a reușit nebunul cu piatra, a avut grijă la doctorul Șuțu acolo să rezolve problema. Cred că ceea ce a obstaculat, cum să zic, îndrăzneala de a vedea vinovații de moartea lui Eminescu este faptul că Maiorescu a scris în 1889 un text monumental despre Eminescu, Eminescu și poeziile sale. Este extraordinar, deci îl cunoștea pe Eminescu, a știut să-l descrie în toată altitudinea și complexitatea personalității lui și ți se pare imposibil ca un om care scrie așa despre Eminescu să fie autorul unui asemenea gest. Dar în realitate probabil a primit ordin, avea un legământ cu alții și a trebuit să execute acel ordin. Iar înmormântarea? Cum s-a desfășurat? El a fost dus la Biserica Sfântul George Nou. A fost înmormântat pe 17 iunie 1889. Interesant că acolo se află mâna în mănușă de mărgean a Sfântului Nicolae, pe care a primit-o Mihai Viteazu de la cardinalul de Bari pentru faptele lui nemaipomenite. Mihai Viteazu condusese Liga Sfântă din Europa împotriva Imperiului Otoman. Deci Eminescu a fost, iată, o întâlnire cumva în eternitate cu un alt Mihai, Mihai Viteazu, sau cu umbra lui Mihai Viteazu. În sfârșit, acolo a fost dus Mihai Eminescu și cât a fost depus la Biserica Sfântul George Nou, un cor i-a cântat permanent cântece din cele care fusese răpuse pe muzică din poezia lui. Mai am un singur dor, de exemplu. N-a fost lume multă, ploua, a fost o zi urâtă, ploioasă, a fost convoiul, a ajuns la Belu și acolo, mă rog, a fost înmormântat. Cam asta a fost. Nu există o singură imagine de la înmormântarea lui. Avem o fotografie. E atât de proastă încât nu-mi dau seama dacă e, dar cred că e o fotografie publicată în ziar, într-un ziar, și fotografia este foarte proastă. Dar e o singură imagine de la moartea lui Eminescu. În finalul emisiunii, cred că ar mai fi interesant de spus faptul că astăzi, în Franța, există doi urmași ai familiei lui Eminescu pe linia uneia dintre frați. Dă-ne câteva detalii foarte pe scurt. Da, mai e vorba de Matei Eminescu, care s-a căsătorit cu Ana Condescu, a avut 4 copii, dintre care unul, un singur băiat, a fost Gheorghe Eminescu. Gheorghe Eminescu, la rândul lui, a avut un singur copil, pe Iolanda Eminescu, una dintre cele mai mari specialiste în drepturi de autor, specialiste din Europa în drepturi de autor, care a murit în 1888. Așa, ea, la rândul ei, a avut o fată, Roxana Eminescu, care este la Paris, locuiește la Paris, specialistă în literatura portugheză, și care are un băiat pe care îl cheamă Ion Teodor Eminescu, născut în 1983. Deci are 37 de ani? Da, este, în orice caz, managementul, marketingul este specializat undeva în zona asta. Da, mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ai oferit. Rămâneți aproape, în episodul următor vom atinge un alt subiect sensibil și foarte interesant. Vom intra în detaliile celor două dosare de interdicție pentru viața publică, care îl au ca subiect pe Mihai Eminescu.